Institutul Național al Patrimoniului a publicat situația monumentelor istorice incluse în Programul Național de Restaurare 2022 și a fondurilor pe care Ministerul Culturii le-a aprobat pentru lucrări. Pentru județul Hunedoara, Ministerul Culturii a alocat 150.000 de lei necesare achiziției lucrărilor de extragere a unor arbori care pun în pericol integritatea unor monumente antice din Sarmizegetuza Regia și alți 2.500 de lei pentru asistență tehnică a intervenției. În 2017, aproape 20 de arbori au fost marcați și de silvicultori ca fiind periculoși, dar din cauza poziționărilor lor din amonte nu au putut fi extrași prin metode tradiționale fără a afecta monumentul, astfel că scoaterea arborilor a fost amânată până în prezent. Zidurile fortificației antice au fost și ele afectate de prăbușirea unor arbori. Mai mulți copaci considerați periculoși au fost extrași în ultimii ani din Sarmizegetuza, ultimii patru la sfârșitul anului 2020. Însă, în unele cazuri, extragerile din sit au fost reclamate de reprezentanții unor organizații de mediu.